Bună dimineața! Consultație la medicul cardiolog. Aceasta este recomandarea când vă externați după boala COVID-19. Plămânii sunt intim legați de inimă, iar dacă plămânii au suferit, e posibil să sufere și inima. Majoritatea pacienților care au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 au manifestări cardiovasculare. Cele mai multe în formele moderate și severe de boală, în care se pot decompensa boli cardiace cronice, se pot produce tromboze, tromboze arteriale, ducând până la infarct miocardic sau tromboze în bolii pulmonare. Tromboza înseamnă formarea unui chiac de sânge și migrarea acestuia într-o zonă vitală, de aceea se administrează anticoagulante. Majoritatea pacienților, chiar și tineri și fără boală cardiovasculară, pierzând electroliți, având febră, primind cortizon, sub terapie cortizonică, fac palpitații. Adică aritmii cardiace. De asemenea, au variații de tensiune din cauza inflamației generalizate. Pot să sufere inclusiv de așa numită hipertensiune tranzitorie. Se reglează după faza acută COVID-19. Plămânii înconjură inima. Tot este intim legat în corpul nostru. Nu se poate ca plămânul să fie afectat, să aibă schimburi proaste, să aibă fibroză și inima să stea, bine mersi, imposibil. Nu, cu timpul va suferi. La ieșirea din spitalul de boli infecțioase puteți primi indicația controlului cardiologic. Ecografia cardiacă și electrocardiograma intră uzual în controlul post-COVID. Unii dintre pacienți au și 3 luni simptome cardiace. Vă așteptăm și mâine cu informații din sănătate explicate pe larg. Toate detaliile sunt pe știrileprotv.ro. La revedere!